Bună ziua! În acest tutorial o să umblăm la această drujbă Husqvarna 357XP care pornește foarte greu, nu se accelerează cum trebuie, am încercat să o reglăm și nu răspunde reglajelor, deci o să umblăm la carburator. După caz, ori o să-l curățăm, ori o să schimbăm membranele, ori o să schimbăm carburatorul cu totul. Pentru început trebuie să ajungem la carburator. Desfacem clemele, în mod normal sunt 4 cleme, dar aceasta mai are decât 2. Facem capacul de protecție. Așa, avem filtrul de aer, șocul care, din câte se poate observa, nu stă foarte bine fixat. Trebuie să vedem ce facem și cu problema aceasta. Așa, facem filtrul de aer. Apoi, furtunașul de la benzină. După ce am scos furtunul de benzină, carburatorul este prins cu două șuruburi cu cap de imbus. Avem nevoie de un imbus și desfacem cele două șuruburi. E băgat un pic mai rău, dar avem acces și la acesta fără să demontăm altceva. Acum trebuie să iasă carburatorul fără probleme și să putem umbla la el. Deci desfacem pârghia de accelerație. Ok. Așa. Aici avem cotul dintre filtrul de aer și carburator, de care este prins și butonul de on-off. Le desfacem foarte ușor și acesta este carburatorul. În filmulețul următor o să umblăm la carburator să curățăm membranele.